Un bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunii de braconaj cinegetic a fost reținut de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș. La data de 24 mai, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase au efectuat o percheziție la locuința bărbatului în vârstă de 33 de ani din comuna Gălbinaș. Din cercetări a reieșit că în cursul lunii mai, bărbatul în cauză ar fi vânat un căprior pe un fond cinegetic de pe raza comunei Gălbinaș, folosind câini din rasa Ogar sau Metis de Ogar. În urma perchezițiilor au fost indisponibilizați 3 câini din rasa Ogar sau Metis de Ogar, cu privire la care existau indicii că ar fi fost folosiți la săvârșirea infracțiunilor de braconaj cinegetic, un dispozitiv de iluminare și un acumulator. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj.